Slăviți să fie Domnul! Amin. Și pentru că doar ieri am aflat că și aici, în țara dumneavoastră, în care Dumnezeu v-a pus să locuiți, pentru o vreme care o știe Dumnezeu, în această zi se sărbătorește această zi a mamei. Eu vreau să zic ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele din locul acesta. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, cele care mai aici le avem. Mama mea a trecut la Domnul cu câteva zile în urmă, aproape o lună, se gândește un an de când mama mea a trecut la Domnul. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru mamele noastre. Dumnezeu să le binecuvinteze. Amin. N-am știut de lucrul acesta și Dumnezeu mi-a dat câteva gânduri în săptămâna aceasta, din textul acesta care s-a citit, care l-am citit, din Genesa, capitolul 22. Dar cred eu că Dumnezeu, chiar dacă aici apare doar Tatăl și Fiul, Dumnezeu are un cuvânt care se potrivește pentru tată, mamă, pentru copil. Și Dumnezeu să binecuvinteze familiile dumneavoastră. Văd că sunteți o biserică binecuvântată, aveți mulți copii, aveți mulți tineri. Când m-am gândit la aceste gânduri care mi le-a dat Dumnezeu și reflectând la faptul că acum mai câteva zile și pentru soția mea și pentru mine se vor împlini 10 ani de când Dumnezeu ne-a pus împreună, și încă Dumnezeu nu ne-a binecuvântat cu copii. Pentru mine e puțin mai, nu greu în sensul rău al cuvântului, să predic la binecuvântare, dar mă gândesc, Doamne, eu cum să vorbesc altora și eu încă nu sunt părinte. Dar mi-aduc aminte mereu de faptul acesta că Apostolul Pavel a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu nu era însurat, totuși a vorbit familiilor, a vorbit părinților, a vorbit soțiilor, a vorbit copiilor și de aceea vreau să vorbesc prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu e acela care dă viață, slăvit să fie Domnul. Amin. Și uitându-mă la gândurile care mi le-a dat Dumnezeu, am zis, Doamne, totuși Avram a primit un copil la 100 de ani. Dar știe Domnul că n-am credința lui Avram. Și nădăjduiesc să ne dea Domnul mai devreme. De aceea rugați-vă și pentru noi, ca Dumnezeu să ne facă parte de această binecuvântare. El e Cel care dă binecuvântarea, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și aș vrea să pun un titlu acestor gânduri care Dumnezeu mi le-a dat. Și anume, ce trebuie să vadă copiii în familie. În primul rând, Dumnezeu vrea ca în familiile noastre, familiile dumneavoastră, copiii să vadă dragoste și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Îi spunea Dumnezeu lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Dumnezeu a văzut că Avram îl iubea pe fiul său. Și Dumnezeu vrea ca în familiile noastre să fie dragoste. Copiii care trăiesc într-o familie în care este dragoste vor ajunge la rândul lor să ofere și ei dragoste în următoarele lor familii. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu e adevărat, poate ca să facă toate lucrurile și să înnoiască toate lucrurile, dar este o mare binecuvântare acolo unde sunt copii într-o familie și unde între părinți este dragoste. M-am gândit la Iacov că spune cuvântul lui Dumnezeu când s-a dus în acea, într-o altă țară și zice că Abimelec a văzut pe Iacov că se juca cu Rahela. A văzut dragostea lor, s-a văzut de la distanță. Cred că el a putut să aibă această dragoste
Pentru că el a văzut dragostea aceasta și la părinții săi, la Avraam și la Sara. Dumnezeu vrea ca în familie să fie dragoste. Și dragostea să fie arătată în toate aspectele ei. Există poate oameni mai rigizi care nu și arată atât de mult sentimentele. Poate în generațiile mai de dinainte nu s-au manifestat atât de mult sentimentele. Dar Dumnezeu vrea ca și această manifestare a sentimentelor să se vadă și copiii să vadă că mama și tata se iubesc și că mama și tata iubesc pe copiii lor. De aceea Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze să toarne dragoste între noi. De asemenea, este nevoie și de acea dragoste și când ne gândim la părinții noștri, tatăl meu anul acesta împlinește 80 de ani, ne gândim că poate părinții noștri, nu ca în zilele noastre, au spus atât de des, te iubesc, sau au făcut anumite gesturi, poate care în zilele noastre sunt mai comune, dar totuși, părinții noștri au dovedit dragostea prin faptele lor și au avut fapte și s-au trudit și au făcut lucruri care, lucrurile acelea au arătat dragostea lor pentru familie. De aceea m-am gândit la un exemplu care l-am auzit, care cumva îmbină aceste două manifestări ale dragostei, prin afecțiune și dragostea prin trudă, prin jertfire, prin sacrificiu. Se spune că o familie tânără, căsătorită, mergeau să viziteze pe părinții lor, mai ales ca să meargă la mama soacră, soțul împreună cu soția, nu trebuia să treacă decât printr-o pădure și nu era departe și mergeau ei prin pădurea aceasta adeseori, soția pregătea ceva de mâncare și ducea la mama ei și purta coșul acela și mergeau. Tânărul îi spunea adeseori când treceau prin acea pădure, auzi, draga mea, păsările care șoptesc, care ciripesc, care cântă atât de frumos, știi ce spun ele? Și ea îl întreba pe soțul ei, ce spun? Și el răspunde, ele spun așa, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și mereu, mereu spunea el lucrul acesta, doar că se întâmpla faptul că tot soția mergea cu coșul de mâncare în mână și la un moment dat, când soția și cu soțul s-au întors înapoi, s-a gândit ea să îi dea și ei lui un răspuns. Și a zis, știi ce șoptesc acum și ce ciripesc acum păsărelele? Și el spune, spune, ce spun ele? Și ea cu coșul acela plin de mâncare îi zice, dovedește-mi, dovedește-mi, dovedește-mi. Astfel, sentimentele trebuie să se îmbină cu partea aceasta practică. Și acolo unde este dragoste în familie, acolo copiii sunt binecuvântați. Mă bucur că am avut harul să fiu și la căsătoria Denisei cu Manuel și mă bucur că sunt în această zi la această sărbătoare în care Dumnezeu le-a dat primul lor copilaș. Văd dragoste în familia lor, i-am văzut aseară, i-am vizitat și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu dragoste. Amin. Pentru că Dumnezeu vrea ca în familiile noastre să fie dragoste. De asemenea, uitându-mă la textul acesta, în familiile noastre copiii trebuie să vadă spiritul acesta de sacrificiu. Spune cuvântul Domnului, Avraam s-a sculat pe la amiază, a pus șaua pe măgar, nu spune așa. Când Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi, apoi a tăiat lemne pentru arderea de tot. Și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul, nu de aproape, de departe.
Toate lucrurile acestea ne spune că Avram, când s-a dus să ducă această jertfă, s-a trudit foarte mult. A trebuit să se scoale de dimineață, a trebuit să pregătească lucrurile, a trebuit să pună șaua pe măgare, a trebuit să pregătească focul, cuțitul, a trebuit să cheme slujile sale și au călătorit 3 zile și încă locul acela nu era aproape. În familiile noastre trebuie să fie această sacrificiu, această spirit de sacrificiu și vreau să zic că mulțumesc Domnului că în familiile de români lucrul acesta se vede. Dumnezeu să fie lăudat pentru asta. Am trecut și ieri pe aici, am văzut în familiile care le-am vizitat, chiar duce și obiceiuri din România, unii să mai cultivați aici una și alta. Și asta e un mare lucru, un lucru frumos. Slăvit să fie Domnul că în familiile noastre există spiritul acesta de sacrificiu. Dar copiii trebuie să vadă sacrificiu, să vadă jertfa aceasta pe care părinții o depun. Dumnezeu este acela care ne-a binecuvântat să venim în fiecare, în dumneavoastră în Canada, noi în America. Și aici Dumnezeu ne-a purtat de grijă într-o țară străină. Slăvit să fie Domnul! Nu sunt lucrurile ușoare, nici aici, dar ce minunat este că Dumnezeu este acela care ne poartă de grijă și ne dă harul acesta să putem să ne sacrificăm pentru alții. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, când a venit în această lume, El a spus în felul acesta: eu n-am venit ca să fiu slujit, ci eu am venit ca să slujesc altora. Și în familiile noastre trebuie să fie spiritul acesta de sacrificiu. Și vreau în această dimineață, noi frații, să ne luăm câteva momente în clipele acestea. Știu că și frații se sacrifică, știu că și frații se jertfesc. Dar în aceste momente, în gândul nostru, în inima noastră, să mulțumim lui Dumnezeu pentru soțiile noastre, să mulțumim lui Dumnezeu pentru cele care sunt mame în locul acesta, pentru că ele au un mare spirit de sacrificiu. Ele de multe ori se trezesc noaptea, ele de multe ori se trezesc de dimineața și Dumnezeu a lăsat un spirit de sacrificiu în inima mamei, în inima soției, pentru care se merită în această dimineață, să zicem, slăvit să fie Domnul. Amin. Și Dumnezeu să le răsplătească dragostea lor. Dumnezeu să le răsplătească sacrificiul lor. Ce vrea Dumnezeu ca să vadă copiii în familiile noastre? Dumnezeu vrea ca din familiile noastre, copiii, să vadă cine este acest Dumnezeu. Citesc în Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 11. Hai să citesc și versetul 10. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avraame, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Amin. Aici a intervenit Dumnezeu. Aici Isaac a văzut că Dumnezeu a intervenit. Și copiii trebuie să vadă și copiilor trebuie să li se spună că în familiile noastre intervine Dumnezeu și își arată El harul Său și puterea Sa, slăvit să fie Domnul. Amin. De aceea, când stați de vorbă cu copiii, dragi părinți, spuneți-le experiențele care le-ați avut cu Dumnezeu încă din tinerețea voastră. Rugați-L pe Dumnezeu ca ei să vadă experiențele care sunt proaspete
în familia dumneavoastră, nu închideți gura, nu cumva să nu mărturisiți copiilor și cumva ei să înțeleagă, să creadă că tata este cel care poartă de grijă, doar mama, doar de la dumneavoastră, ci lăsați ca copiii să înțeleagă că Dumnezeu e cel care intervine, că Dumnezeu e cel care poartă de grijă, slăvit să fie numele Domnului. Eram la un moment dat în America, în situația aceasta ilegală, în care poate erau destui și mai sunt încă destui acolo. Și mi-aduc aminte și acum și vreau să mărturisesc cu bucurie și cu recunoștință față de Dumnezeu, cum Dumnezeu a fost acela care a intervenit într-o situație. Eram fără permis de conducere la un moment dat. Din Detroit, m-au spus că îmi vor anula permisul de conducere. Eu locuiam în Pennsylvania în momentul acela. N-am mai reușit să fac permisul și m-am dus acolo, m-am întâlnit un slujitor a Domnului, fratele Iosif Frânc. I-am spus situația mea și am zis, nu știu ce să fac. El mi-a zis, du-te în Pennsylvania și încearcă acolo. Am spus, frate Iosif, în Pennsylvania situația este destul de grea, acolo foarte greu și la momentul actual, dacă nu ai green card, nu îți dă dreptul, nu îți dă permisul, eventual dacă ai drept de lucru, doar pentru perioada cât ai drept de lucru, dar ca să nu fac istoria aceasta prea lungă, s-a rugat pentru mine, a zis, du-te acolo și pentru că păstorul care l-am avut acolo timp de 6 ani, totdeauna ne învăța și, apropo, e bine să învățăm ca părinți, să fim corecți în toate lucrurile. El ne învăța să ne facem taxele. Chiar și dacă eram ilegali acolo, ne învăța să fim cu toate lucrurile în regulă, să fim onești, pentru că copiii noștri, apropo, văd lucrul acesta, văd toate lucrurile. Și mi-am făcut taxele în fiecare an și când m-am dus la permisul de conducere, am luat cu mine hârtiile acelea cu care mi-am făcut taxele. Și sigur că, la prima vedere, oamenii așa au spus, nu ne interesează pe noi dacă îți faci taxele, trebuie să ne dovedești dacă ai acte aici. Dar Dumnezeu a deschis inima și a zis, ok, du-te și iau un bilet de acolo. Apoi a deschis inima unuia dintre oamenii care erau acolo la oficiu și cu hârtiile acelea, cu taxele acelea, Dumnezeu a intervenit și mi-a dat harul să îmi fac permisul de conducere și dau slavă lui Dumnezeu. Este unul din exemplele în care am văzut cum intervine Dumnezeu în viața noastră. Nu știu care e situația prin care treci în această zi. Poți să ai alte probleme, nu de felul acesta. Dar cel care poate să intervină este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și copiii trebuie să vadă cine este Dumnezeu? Cine este Cel care poartă de grijă? Aici mai jos, cu toți avem în Bibliile noastre cuvântul acesta, Domnul care poartă de grijă, este Jehova Ire, mărit să fie numele Domnului. Dar Dumnezeu mai are și alte nume. Dumnezeu mai are și numele Jehova Rafa, care înseamnă Dumnezeul care te vindecă. Dumnezeu mai are și alt nume, Jehova Shama, care înseamnă Dumnezeu este păstorul nostru. Dumnezeu nostru mai are și un alt nume, care înseamnă, care este Jehova Shalom. Dumnezeu este pacea noastră, slăvit să fie numele Domnului. Tot în cartea Genesei mi-aduc aminte că Agar i-a pus și ea un nume lui Dumnezeu. Jehova este El Roi, Dumnezeu care te vede. Și în această dimineață Dumnezeu este aici și multe alte nume am putea să îi regăsim lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care i s-au pus aceste nume, pentru că oamenii l-au experimentat pe Dumnezeu și astfel l-au numit în felul acesta. Jehova Nisi este steagul nostru de biruință, mărit să fie numele Domnului. Fie ca Dumnezeu să-și arate providența sa, să-și arate puterea sa și copiii să vadă în familiile noastre cum intervine Dumnezeu. Merg mai departe. Și nu vreau să trec peste lucrul acesta foarte important, care de fapt, cum fiind, într-un fel, este tema acestui pasaj.
dar gândurile mele s-au dus în direcția aceasta despre familie și copii. În familia noastră, copiii trebuie să vadă altarul închinării. Și poate că în vremurile acestea, în familiile noastre, a slăbit acest altar al închinării. Doamne, cercetează-ne în această zi. Mi-aduc aminte când ne-am luat casa, am spus soției mele că ne vom lua o casă în care este un pian acolo în ea. Așa am avut eu un gând, când și eu puțin la pian, nu așa de bine, și am vrut să fie un pian. Și Dumnezeu chiar așa a rânduit că în casa care noi ne-am dus până la urmă să o cumpărăm, după ce am văzut și altele, era acolo printre două, trei lucruri lăsate care încă nu au apucat să le mute, era un pian. Și am zis, asta e casa noastră care Dumnezeu vrea să ne dea. Doamne, ajută-ne să ne închinăm în casele noastre. Copiii trebuie să vadă încă din casele noastre altarul închinării. Trebuie să vadă altarul rugăciunii. Noi trebuie să ne rugăm și copiii trebuie să vadă că noi ne rugăm. Este vremea de rezidit altare. Amin? Un lucru care am văzut la unele familii americane, și să știți că e bine să luăm ceea ce este bun de la oricine. Am văzut în familii americane ceea ce ei numesc acest timp devotional time, un timp de devoțiune în familie. Și nu zic că la român nu s-a întâmplat lucrul acesta, să nu mă înțelegeți greșit. Dar Dumnezeu vrea ca în familiile noastre să fie altarul închinării. Aduceți aminte că Avram, din loc în loc pe unde mergea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ridica un altar și îl închina Domnului, slăvit să fie Domnul. Și mai vreau să amintesc un lucru în această dimineață. Este închinarea aceasta prin rugăciune, este închinarea aceasta prin cântare, dar este și închinarea aceasta prin dăruire. De la Avram învățăm mult despre închinarea aceasta prin dăruire. Și copiii noștri vor ști să dea pentru Domnul, să dăruiască pentru Domnul, dacă văd că noi părinții dăruim pentru Domnul. Avram, de la el vedem pentru prima dată că atunci când s-a întors de la acel război unde Dumnezeu i-a dat biruință, spune cuvântul Domnului că el l-a întâlnit pe preotul acesta Melchisedec și a dat o parte din prada care a luat-o. I-a dat-o preotului aceluia. Avram, spune cuvântul lui Dumnezeu, că el l-a binecuvântat pe Lot, pe nepotul lui. El a fost acela care Lot i-a mers bine împrejurul lui Avram. Și așa vrea Dumnezeu ca unde suntem noi să fim o sursă și o pricină de binecuvântare pentru alții. Pentru că închinarea este și închinarea aceasta prin dăruire, prin a da. De la Avram învățăm cel mai bine lucrul acesta. Noi numim pe Avram, după cuvântul lui Dumnezeu, părintele credinței. Dar Avram a fost unul dintre dătătorii aceia voioși pe care îi iubește Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să dăm, pentru că atunci copiii noștri văd ce înseamnă să fii binecuvântat, adică să dai și tu mai departe din binecuvântarea care ți-o dă Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Apoi, în casele noastre, copiii trebuie să vadă promisiunile lui Dumnezeu. Citesc versetul 16 și versetul 17. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Amin. Știți că în cartea aceasta minunată, Biblia, Dumnezeu ne-a lăsat porunci și următorul gând o să mergem și la ele. Dar tot în cartea aceasta, Biblia, Dumnezeu ne-a lăsat multe promisiuni. Măriți să fie Domnul! Și de altfel, cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel, în epistola de la Romani și în epistola de la Galateni,
El cum vrea să arate că însăși credința noastră, până la urmă, se bazează pe ce? Se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, cu niciun chip n-am să te las și nu te voi părăsi. Dumnezeu spune că El este cu noi în toate zilele vieții noastre, slăvit să fie numele Domnului. Și copiii trebuie să vadă că în familiile noastre Dumnezeu ne-a lăsat aceste promisiuni și ei se vor încrede mai apoi în Dumnezeu și vor ști că Dumnezeu este Cel care promite și El nu minte, mărit să fie numele Domnului. Copiii învață promisiunile lui Dumnezeu din familiile noastre. Sigur că Dumnezeu poate să facă și promisiuni speciale, promisiuni personale în familiile noastre. Și așa cum spunea fratele la timpul de rugăciune, poate Dumnezeu ne-a vorbit la un cer de rugăciune și ne-a dus anumite promisiuni în această dimineață. Haideți să ne aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu și părinții să spună copiilor, uite, Dumnezeu mi-a promis lucrul acesta. Poate chiar Dumnezeu ți l-a promis pe copilul tău, așa cum i l-a promis Anei. Și tu să-i spui copilului tău, Dumnezeu mi te-a promis, Dumnezeu mi te-a dat, Dumnezeu m-a adus în țara aceasta, Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu mi-a promis următorul lucru și El s-a ținut de cuvânt, slăvit să fie Domnul. Amin. Și apropo de lucrul acesta, am putea să spunem și noi în această dimineață împreună cu psalmistul și cât de mare este credincioșia ta. Doamne Dumnezeule, slăvit să fie Domnul, pentru că El este credincios promisiunilor Lui. Copiii trebuie să vadă în familiile noastre ascultarea noastră față de Dumnezeu. Am lăsat puțin mai la sfârșit aspectul acesta, măcar că el începe încă din primele versete pe care le-am citit. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avraame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. De asemenea, la versetul 16, Dumnezeu confirmă și spune, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Știți că cineva spunea, copiii noștri sunt copii. Copii sau copii? Pentru că, până la urma urmei, ei vor face și noi, bineînțeles, vor face și ei ceea ce facem noi. Bineînțeles, dacă nu cad într-o stare de neascultare. Dacă copiii văd că noi ascultăm de Dumnezeu, vor asculta și ei de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vadă ascultare în familiile noastre. Și copiii, văzând ascultarea aceasta în familiile noastre, vor învăța și ei să asculte de Dumnezeu. Nu este jertfă mai bună, nu este jertfă mai neprihănită decât ascultarea de Dumnezeu. I-am trece toate jertfele, i-am trece toate lucrurile. Dacă ascultăm de Dumnezeu, atunci înseamnă că suntem copii al lui Dumnezeu. Atunci înseamnă că iubim pe Dumnezeu, cum spunea cuvântul Domnului la timpul de rugăciune. Cine ascultă de mine, cine împlinește poruncile mele, acela mă iubește. Doamne, ajută-ne să fim ascultători. Amin. Aș vrea să ne gândim la faptul că ascultarea noastră întotdeauna este răsplătită de Dumnezeu. Și altădată Dumnezeu vine și ne răsplătește mai rapid, poate mai la moment, intervine direct, la fel cum a făcut-o în episodul acesta. Dar altădată Dumnezeu poate întârzie în
a ne răsplăti ascultarea noastră. Dar spune o promisiune în cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos va veni într-o zi și răsplătirile Lui îl însoțesc pentru cei care iubesc pe Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că cei care îl ascultă pe Domnul și iubesc pe Domnul, dacă nu în viața aceasta vei vedea răsplătirea ascultării tale, dar cu siguranță, în veșnicie, Dumnezeu va ști să ne binecuvinteze după măsura ascultării noastre. Mărit să fie Domnul! Aș vrea să merg mai departe și să spun că nu în ultimul sau nu cel mai important, chiar dacă este ultimul gând, ultimul punct care l-am pus aici, în familiile noastre, copiii trebuie să-L vadă pe Iisus Hristos. În textul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care este și profetic, care ne arată o lucrare, care a vrea să o facă Dumnezeu la un moment dat pentru noi oamenii. Cuvântul Domnului ne arată și ne spune: când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avraame, Avraame, iată, m-a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele în vântufiș. Și Avraam s-a dus de a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Amin. Domnul a purtat de grijă acolo pentru jertfa aceasta. Și Domnul a purtat de grijă și pentru viețile noastre cu o altă jertfă. Și copiii trebuie să știe lucrul acesta. Copiilor trebuie să li se spună despre Domnul Iisus Hristos. Copiii trebuie să vadă pe Domnul Iisus Hristos. Copiilor trebuie să li se spună ca în poezie că Iisus este acela care ridică, Iisus este acela care iartă, Iisus e acela care întărește, Iisus e acela care dă putere, că Iisus e mielul fără de pată care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin. În familiile noastre trebuie să-L vadă înainte de toate copiii pe Iisus. Între noi, în noi trebuie să-L vadă pe Iisus. Aduceți aminte că niște greci au venit la ucenicii Domnului Iisus Hristos și au avut o dorință, au avut o întrebare. Am vrea și noi să-L vedem pe Iisus. Și copiii ar vrea și ei să-L vadă pe Iisus. Și pe Iisus trebuie să-L vadă în noi și între noi, în familiile noastre. Și din textul acesta am văzut câteva lucruri despre Domnul Iisus. Nu sunt toate aici, dar am văzut un lucru, am văzut că Iisus Hristos este inițiativa lui Dumnezeu și copiilor trebuie să li se spună, nu pentru că tu îl iubești mai întâi pe Iisus, dar pentru că El ne-a iubit mai întâi pe noi, pentru că El te-a iubit mai întâi pe tine, de aceea noi îi slujim lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iisus Hristos, jertfa Lui este inițiativa lui Dumnezeu. El a fost acela care a luat inițiativa. El a fost acela care prima dată a venit în viețile noastre și ni s-a descoperit nouă. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, trebuie să spunem despre Domnul Iisus că este un dar nemeritat. Dacă am spus despre sacrificiul care l-a făcut Avraam ca să ducă jertfa aceasta, iată că la berbecele acesta, el n-a mai făcut nimic. Berbecele era acolo.
berbecele a trebuit doar ca să-l ia și să-l pună pe altarul jertfei. Pentru că Domnul Iisus Hristos este un dar nemeritat pentru noi. Nu pentru că noi am fi putut să-i câștigăm inima lui Dumnezeu, ni l-a trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos. Dar El este un dar nemeritat. Și trebuie să spunem copiilor noștri, Domnul Iisus Hristos, noi nu-L merităm, dar El s-a dat pentru noi, mărit să fie Domnul. De asemenea, El este mielul care răscumpără viața noastră. Copiii trebuie să știe că Domnul Iisus Hristos este acela care e un preț care s-a dat pentru ca viața noastră să nu mai fie pentru lumea aceasta, ci să fie pentru Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să spun familiei că dacă în această zi veniți și îl aduceți pe micuțul Matias să-l încredințați Domnului, sigur că Dumnezeu nu v-a pus la testul acesta și la încercarea aceasta și cred că pe niciunul dintre noi să ne ducă atâta până acolo, deși aș vrea să înțelegem și lucrul acesta, că Dumnezeu vrea să-L iubim pe El mai mult decât orice, chiar și pe copiii noștri, chiar și pe familiile noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar dacă veniți să-L puneți pe Matias, pe altarul acesta lui Dumnezeu, să-L închinați Lui, lucrul acesta nu îi va face rău, dar lucrul acesta îi va face bine, pentru că Domnul este Cel care va purta de grijă. Numele Lui este Jehova Ire. Numele Lui este acela care poartă de grijă, Domnul care poartă de grijă. De aceea nu înseamnă prin aceasta că voi nu trebuie să nu-i purtați de grijă. Dar înseamnă că știți că prin voi Domnul poartă de grijă și înseamnă că vor fi momente în care nu veți fi acolo lângă Matias întotdeauna, dar în momentele acelea voi trebuie să vă aduceți aminte că l-ați încredințat Domnului și că Domnul este Cel care poartă de grijă, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să vă dea putere, Dumnezeu să vă dea afecțiune. Cu gândul acesta vreau să închei, mi-aduc aminte că Dumnezeu mi-a dat harul acesta să mai văd pe mama mea în ultimele 3-4 zile, dar starea ei de sănătate, din mai multe puncte de vedere, nu era bună. Dar chiar cu o zi când m-am dus la spital să o văd, chiar când am intrat acolo în salon, iar până atunci nu cred că știu că eu am venit în țară, am văzut că s-a trezit dintr-o dată și a avut un surâs pe fața ei pentru câteva secunde. Și m-am dat seama cât de mult ne iubesc părinții noștri. Doar printr-un surâs, doar printr-o privire și pe lângă jertfa și sacrificiul care fac, slăvit să fie Domnul pentru toate. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții să poată să vadă copiii pe Dumnezeu în familiile noastre. Amin. Frate Emanuel și soră Denisa, și acum spunea fratele Daniel, îmi doresc ca să fiți niște părinți buni. Este primul copilaș care l-a primit de la Dumnezeu, El știe cât are pentru voi, dar indiferent ce vremuri vor veni, să fiți niște părinți buni, părinți credincioși. Una dintre mesajele sau valorile care trebuie să le transmitem copiilor noștri este credința. Vor veni vremuri grele, sigur. Avram, atunci când l-a primit pe Isaac, a primit numai promisiune că îi va purta numele. Nu s-a gândit niciodată că Dumnezeu îi va spune într-o zi, iar pe fiul tău și-a durcat jertfă. Era doar un test. Dar nu s-a gândit niciodată
atunci că Dumnezeu va face lucrul acesta. Ceea ce trebuie ca să luăm aminte este că Avram nu s-a gândit că Dumnezeu a pregătit un miel acolo pentru el, un berbece. Avram s-a gândit și dacă fiul meu va fi ars în foc și va ajunge ceruș, Dumnezeu mi va da, o să-mi dea înapoi din cenușa aceea. Pentru ca să se împlinească ceea ce Dumnezeu mi-a promis. Frate Emanuel și sora Denisa, aș vrea să vă spun, indiferent ce vremuri vor veni, și vor veni vremuri grele peste lumea aceasta, vor veni vremuri când o să trebuiască să ne protejăm copiii mai mult ca și oricând. Unul din mesajele care trebuie să transmiteți copiilor voștri este să rămâneți credincioși în orice vreme. Am văzut de multe ori printre ai noștri atunci când au venit vremurile grele, când și-au pierdut locul de muncă, când parcă nu mai erau bani în casă, în bancă ca să-și plătească chiria sau alte cheltuieli, s-au supărat și oarecum a dat vina pe Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, de multe ori vremurile acelea sunt testul nostru. Și aș vrea ca testele acelea să le trecem cu mâna sus. Să ne ridicăm mâinile spre ceruri, pentru că El ne va purta de grijă. Și îmi doresc ca și vouă, familiile voastre, să vă poarte Dumnezeu de grijă și nu numai vouă, la toate familiile din adunare. Dumnezeu să ne poarte de grijă la toți. Amin. Vom vi să ne ridicăm în picioare și vom trece la actul binecuvântării. Fratele Daniel va lua în brațe micuțul Matias, iar eu mă voi ruga pentru binecuvântarea lui și în urmă unul dintre părinți se vor ruga și ei ca să mulțumească Domnului. Vreau să citesc cuvântul Domnului care este scris în Cartea Numerilor, în capitolul 6, începând cu versetul 22, până la versetul 27 inclusiv, și acolo unde trebuie să rostim cuvântul Amin, să-l spune cu toată inima. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Matias. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Matias. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Matias. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule Tatăl, venim înaintea Ta în această dimineață. Vrem să-ți mulțumim pentru darul vieții, Doamne, în micuțul acesta, Doamne Dumnezeule. Vrem să-ți mulțumim pentru Matias, Doamne, care l-ai dat acestei familii, Doamne Dumnezeule. O, Doamne, vrem să îți mulțumim, Doamne, pentru această familie, Doamne, care l-au primit, Doamne, pe Matias, Doamne Dumnezeule, în familia lor, Doamne. În această dimineață, Doamne, te rugăm pe Tine, acela, Doamne, care ai mâinile, Doamne, străpunse de cuie, Doamne, te rugăm să-ți așezi mâinile Tale peste micuțul Matias, Doamne. Te rugăm pe Tine, Doamne Iisuse, ca Tu să-L binecuvânți din punct de vedere trupește, Doamne. Doamne Dumnezeule, te rugăm ca Tu să-i dai o creștere sănătoasă, Doamne. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca Tu, Doamne, însuși să Te ocupi, Doamne, întotdeauna, Doamne, de viața lui, Doamne Dumnezeule. Te rugăm să-i dai înțelepciune, Doamne. Te rugăm să-i dai pricepere, Doamne. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să-L faci, Doamne Dumnezeule, o binecuvântare, Doamne, pentru familia Lui. Te rugăm să-L faci o binecuvântare pentru semenii Lui. Te rugăm să-L faci o binecuvântare pentru biserica Ta. Te rugăm să-L faci o binecuvântare, Doamne Dumnezeule, pentru oamenii din jurul Lui, Doamne. O, Doamne Dumnezeule, Te rugăm
ca Tu, Doamne, să-L binecuvânt cu binecuvântările Tale de sus și cu binecuvântările Tale de jos, Doamne. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să nu lași să ducă lipsă, Doamne Dumnezeule, de hrană, Doamne, de îmbrăcăminte, Doamne. Și, Doamne, Te rugăm să-Ți pui mâna Ta peste el, așa cum L-ai binecuvântat, Doamne, pe Avraam. Să-L binecuvânți, Doamne, și pe el, și cu binecuvântări pământești, Doamne, dar și cu binecuvântări duhovnicești, Doamne, cu credință, Doamne. Binecuvântă-L, Doamne Dumnezeule, cu har, binecuvântă, Doamne Dumnezeule, cu putere să slujească Ție, Doamne. O, Doamne Dumnezeule, Te rugăm ca Tu, Doamne, să-L păzești, Doamne, de foc, Doamne. Tu să-L păzești, Doamne Dumnezeule, de accidente, Doamne. Te rugăm ca Tu să-L păzești de oameni răi, Doamne Dumnezeule. Și Tu să fii ocrotirea Lui, Doamne Dumnezeule. Doamne, încă o dată Te rugăm, Doamne, ca Tu să lucrezi, Doamne, în corpul Lui, în mintea Lui, Doamne Dumnezeule, în Duhul Lui. Doamne, Te rugăm, binecuvântă și părinții Lui, Doamne. Amin. Doamne Dumnezeule, dacă cumva a rămas ceva de la naștere, Doamne Dumnezeule, o, Doamne, în trupul mamei Lui, Doamne, Te rugăm ca Tu, Doamne Dumnezeule, să lași, Doamne, o vindecare completă, Doamne Dumnezeule. Te rugăm ca Tu să-i dai putere, Doamne. Te rugăm ca Tu să-i dai sănătate, Doamne. Atât, Doamne, Denisei, cât și lui Manuel, Doamne, ca să-și crească, Doamne, copilul, Doamne, cu înțelepciune, Doamne, cu dragoste, cu dăruire, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca Tu să le porți de grijă, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca Tu să le dai înțelepciune, Doamne. O, Doamne, lasă harul Tău peste ei, Doamne Dumnezeule, și Tu, Doamne, să completezi, Doamne, la toate lucrurile. Binecuvântă, Doamne, și bunicii lui, Doamne Dumnezeule. Lasă harul Tău peste ei, Doamne, și dă-le putere, Doamne, să fie alături de ei, de ei, Doamne Dumnezeule, de familia lor și de micuțul Matias, Doamne. O, Doamne, binecuvântă și biserica aceasta, Doamne, să fie o binecuvântare pentru el, Doamne, să fie un leagăn pentru el de creștere, Doamne Dumnezeule, înspre calea Ta și înspre cerul Tău, Doamne. Și tot ceea ce noi n-am știut să cerem în această zi, Doamne, dar Tu cunoști, Doamne, Te rugăm, lasă binecuvântarea Ta, slăvit să fie numele Tău, acela care binecuvânt și ceea ce binecuvânti Tu, rămâne binecuvântat pe vecie. Amin. Amin. Fratele Gabi Costa, să mulțumim Domnului pentru